împărțit de cine? De această oră în două. Unul deasupra și unul de desubt. Da? Deci au fost împărțit în două unghiuri. Adică unghiul ăsta și celălaltul al doilea. Citiți-l prin trei unghiuri, prin trei litere. Or, P. Deci trebuie să arătăm că O, R, M și O, R, P sunt congruente. O, R, M. În ce triunghi intră O, R, M? Și dacă am luat aceste două triunghiuri și am muncit și am arătat că sunt congruente, înseamnă că și laturile celor sunt congruente. Și toate elementele sunt congruente. Și atunci unghiurile astea vor fi congruente. Da? Deci fie acum spre analiză, ce fie triunghiurile, care le duc la analiză? Fie triunghiurile? O, M, R. Deci la punctul D. La punctul D, zicem, fie triunghiurile. Congruent cu unghiul P-O-R. P-O-R.
De unde știm asta? Pentru că este sectora omului și foarte... Sigur că la ce punct am făcut asta? La punctul C. Așa, conform cu C. Da? Conform cu C. Și atunci suntem în cazul de concurență la triunghiul. Ce caz? La triunghiul. La așa. Conform cazul de concurență la triunghiul latură, lor, rezultă că triunghiile luate în discuția asta de aici, O, R, M. E congruent acum, nu mai discutăm cu triunghiul O, R, Q. Și fiind congruente, rezultă că și unghiurile. Da? Unghiul M, R, O. Congruent cu care unghi? O, R, P. Adică O, R, P. Congruent cu unghiul O, R, P. Și asta spune că de la R plecând înapoi, R, O. Deci R, O. Este și a visătoare pentru unghiul care. M, R, P. Când o împărțim pe M, R, P, în două. Da? Unul deasupra, unul sunt congruente. Deci congruent este bisectoare pentru M, R, P. Și cu asta am demonstrat complet foarte corect. Mai ne uităm o dată. Deci care e toată povestea? Când avem așa o treabă, avem la dispoziție ipoteza și pe măsură ce înaintăm cu problema, avem tot mai multe rezultate. Acele rezultate le putem folosi pe parcursul problemei. Dacă e făcut pe punctul A, de acum ca și cum ar veni ipoteza pe punctul A. E muncit de tine. La punctul B, dacă le-ai făcut, iarăși folosește. Și au fost aici cazuri de congruență. Până la când ne-am propus să găsim pe o N cât o Q toate, am visat pe o N și pe o Q să le prindem câte un triunghi pe fiecare. Prima întrebare cea mai grea, restul vin la cum ar aproape se derulează problema, dar ce trebuie să știm noi foarte bine? Cazurile de congruență. Deci cazurile de congruență le știm perfect. Când se cere să arătăm că două la cum sunt congruente, visez prindând două triunghiuri. O latură într-un triunghi, cealaltă în alt triunghi. Muncesc să arăt că sunt congruente. Sunt, nu congruente, sunt congruente triunghiurile. Plasându-mă în unul din cazul de congruență. Deci eu te știu cazul de congruență. Cazul de congruență sunt latură în latură. Latură, ULU sau triplă. Da? Deci asta trebuie să știm foarte bine. În condițiile în care aceste lucruri le știm, de acum muncim. Luăm triunghiurile acolo, analiză, discutăm, ne putem plasa? Da, nu, alte triunghiuri, n-am nimerit-o. Alte triunghiuri, am văzut că am avut o situație de asta, că nu ne-am descurcat. Nu mai trebuie ceva, da, nu mai trebuie ceva. Și atunci am zis, băi, lasă deoparte, hai să analizăm alte triunghiuri, acel ceva care nu trebuie. Și în felul ăsta se fac probleme la geometrie. Deci geometria presupune foarte multe tratare și multă analiză. De acum nimic nu mai trebuie scăpat din urmă. Nu mai spui că am făcut o chestie și am uitat-o. Toate informațiile care vin pe traseu, toate sunt, trebuie să actualizate și să ținute în mână. Prezente ca la prima lecție. Asta e matematica, se leagă tot. Geometria, n-ai voie și la algebră și peste tot. N-ai voie să greșești ceva. Așadar, ne oprim aici și să vedem. Boală! Cât timp? Boală, cât timp așa este. Câte ceasuri? Boală, fix. Ce mai dai? Unul e greșit. Dar era ușor. Cât timp o să juca? Tu, dar nu se... Eu am făcut puțin algebră. Ce fericit sunt eu acum. Da. Dacă nu mai poți să rămâi tare, dar nu mai poți să rămâi. Oricum, a fost interesantă problema, nu? Da. Cum nu ai greșit ce foarte bine. Da. Și un antrenament efectiv. Așadar, ne oprim aici. La revedere! La revedere!